împreună. Păi șobolan, a văzut un șobolan. Aici nu sunt șobolani. Spun că am văzut un șobolan. Sau un șoarece. Nu știu ce era. Avea bot, mustăți și avea foarte multe piciorușe. Multe piciorușe? Da. Înseamnă că a fost o umidă. Umidă pe dracu, nu mă mai lua peste picior. Îți spun că era mare și avea blană gri. Gri? De ce fel de gri? Gri șobolan. Înseamnă că a fost un șobolan. Nu știu ce era, dar era foarte mare și se mișca. Ok, dacă e adevărat ce spui, nu putem sta într-o casă cu un șoarece sau șobolan. Ce tâmpenie. Poate că pișcăturile lor fac pisica mai agilă. Da? Și o să ne umple casa cu purici. Eu nu stau într-o casă plină cu pare. O să stai! Suficient că ți-a venit ideea. Nu plac filmele de groază și n-am fantasme cu bărbați musculoși. Asta înseamnă că eu nu pot să visez manechine blonde? Cine? Unde? Nu știam. Că avem pe cineva la Ierusalim. Ok, zic, spune-mi și mie despre ce e vorba, să nu mor prost. Și îmi zice. Îmi zice. Citise într-un ziar că mai nou dorințele către Domnul pot fi trimise și prin fax. Ok! Așa că i-am trimis dorințele în Cetatea Sfântă. Dar sunt foarte curios. Angajați ei, comisionarii, ce-o fi ei, chiar își fac datoria sau se șterg lacuri cu faxurile alea. Doamne, unde-o fi, mă, femeia asta mea? Iar o să întârziem. O să ne întoarcem târziu de la petrecere. A doua zi o să fiu cheaun. O să fac greșeli la calcule. Firma va da faliment. Eu voi intra din nou în șomaj. Și totul din cauza frizurii. Draga mea, ce faci cu ăla? Eu m-am obișnuit. Te-ai obișnuit pe timpul. Cum te leși de faptul că nu sunt perdele și draperii în sufragerie. Dacă pentru tine avea draperii la geam înseamnă mărunțiși. Ce, eu... ce dacă n-am draperii? Ce? Dar n-am intimitate. Dacă vreau să stau gol pușcă la mine în casă. Da. Sânii goi. Dar nu stau cu sânii goi. Se zice că te-ai dezbrăcat în dormitor, dar ți-ai luat cămașa de noapte în sufragerie. Ce faci? De ce să caute cămașa mea de noapte în sufragerie? Personajele principale ale carierei mele este scriitorul francez Pascal Bruckner, cu care eu am colaborarea din 1999. Am lucrat pe 4 dramatizări făcute de mine după romanele lui, iar în urmă cu 2 ani sau cu 3 ani i-am sugerat să se apuce să scrie teatru, pentru că scrie foarte bine dialog. Și la vremea respectivă nu se vedea a fi dramaturg. În momentul în care i-am zis că am vândut casa bunicii, am cumpărat un teren pe care vrem să construim un teatru, într-o lună de zile m-am trezit pe e-mail cu o piesă de teatru care se numește Crăciunul Președintelui, cu prima lui piesă de teatru, și poate una dintre cele mai bune piese de teatru pe care eu le-am citit până în momentul acesta. Și citesc un pic dramaturgie. Și scriu. Chiar este, i-am spus-o și lui, cred că scrie mai bine teatru decât scrie eseu sau proză. E la granița, e inspirată un pic din absurdul lui Eugen Ionescu. E o comedie politică, este o temă actuală pentru orice spațiu cultural, social, politic. La noi va pica de minune pentru că întâmplător este și an electoral. Poate va trezi în sufletele noastre ceva mai mult decât un act cultural, un act de divertisment. Poate, sper eu, să trezească conștiința noastră, pe care uneori o avem, dar ea adoarme, o lăsăm noi să adoarmă,
Și este, este un text care, care te provoacă atât regizoral cât și, cât și la nivel de distribuție. Și mă bucur maxim pentru că se întâmplă aici, la Râmnicu Vâlcea, din multe puncte de vedere. Deci este premieră mondială pentru că este un text unicat, scris de Pascal Bruckner pentru Grivița 53. Este prima dată când se, când se montează pe o scenă, ca spectacol de teatru. Eu, în momentul în care mi-am propus să fac Grivița 53, gândul din spate este să-l construim pentru generația tânără. De actori care vin, care termină facultatea, care mulți dintre ei au talent, au har pentru meseria asta și pentru că nu sunt spații care să îi găzduiască, își schimbă traseul și ajung să profeseze în alte domenii. Deși în domeniul lor de activitate ar fi foarte bun. În momentul în care am venit la Vâlcea și am, mi-am stabilit distribuția și am bucuria să am 5 oameni tineri în distribuție, pe textul lui Pascal se, se împlinește un vis de a, de a lucra un text foarte bun cu o distribuție de oameni tineri cu har, în speranța că atunci când produsul va fi final și va fi un spectacol, să fie un spectacol necesar, un spectacol care să ofere oamenilor care îl văd o experiență, să ofere celor care îl joacă bucurie, să-mi ofere mie, care o să-mi adaug în experiența mea teatrală, încă un moment care trece cu sens și care înseamnă ceva. E... Atunci când nu sunt... Foarte tare să vorbești despre un proiect în care nu sunt, nu sunt drame existențiale, nu sunt conflicte, nu ne-am păruit, încă mai avem, încă mai avem 2 zile, 3, 5 în care putem să o facem. Dar s-a lucrat foarte, foarte firesc, pentru că a ajutat și textul. Textul e foarte bun, e foarte clar, situațiile sunt foarte clare, personajele sunt foarte clare. Nu prea ai cum să, să patinezi, să aluneci dacă rămâi fidel, ceea ce... Dacă nu vrei... să arăți cu orice preț cât de special ești tu ca regizor și te lași pe mâna autorului și doar îi servești, atunci spectacolul chiar are șanse să iasă, să iasă un spectacol puternic, care să însemne ceva pentru, atât pentru repertoriul teatrului din Vâlcea, cât și pentru cariera mea, cât și pentru spectatorii care urmează să-l vadă. E vorba de spectacolul emisiei Titanic Vals, la care, dacă nu, nu ați fost, vă invit cu drag, care va fi preluat de televiziune română pentru a-l face teatru, teatru TV. E un eveniment interesant și pentru noi ca artiști, bine, pentru ei, că e un joc, pentru ei ca artiști, și pentru noi ca teatru, și pentru oraș. Cred că e un eveniment foarte interesant, totodată cu spectacolul emisiei Titanic Vals, fiind un spectacol care vorbește despre lumea teatrului radiofonic. Vrem să-l, în primul rând, o să-l ducem la comunitățile de nevăzători de aici, din Râmnicu Vâlcea, și vrem să-l ducem și prin țară la comunități de nevăzători, pentru că e un spectacol care se pretează foarte bine acestui public. Din teatru radiofonic, când stai în sală, dacă închizi ochii... Cine l-a văzut, transpus, poate să confirme, văd aici câțiva... Transpus într-un spațiu de teatru radiofonic și de asta cred că e un spectacol care se pretează pentru acest, acest public. Proiectul presupune momente artistice itinerante, făcute de actori în spitale. Ai interacționezi cu, atât cu pacienții cât și cu personalul spitalului. Totodată mai presupune ateliere și un spectacol. La noi se va desfășura la Spitalul Județean de Urgență, pe toate etajele, în toate secțiile. Dar avem oncologie, unde cred că are prinde... Deocamdată primul an, fiind mai mult de testare, încercăm o singură clădire, au și bugetat, adică astea sunt, sunt chestii care țin și de buget și alte chestii care pe mine mă depășesc și sunt chestii de logistică pe care cei de la Asociația Creative Acting Joy l-au luat în calcul. Și fiind doar de testare, cred că Spitalul Județean de Urgență are destule secții și
destule departamente, este o clădire destul de mare, nu? Are și cealaltă, e la fel de da, mare. Dar vorbind cu managerul spitalului, cu domnul Ponoran, a hotărât să facem acolo și să desfășurăm acest da. Proiect. Și dânsii au fost primii care ne-au răspuns chemării noastre și dorinței noastre. Ca să zic, acolo avem oncologie, avem... O să luăm în calcul pentru anul viitor și părerea dumneavoastră. Suntem convinși că o să ne extindem. Bine că o să începem. Da, da. pentru că inițial eram destul de sceptici, ne gândeam dacă cum într-un spital unde este atâta zarvă, unde sunt medici atât de prinși, pacienții, dacă mai venim și noi cu niște momente artistice să nu-i deranjăm, dar am văzut mărturiile pacienților după ce cei de la Clinica Tingiu au trecut pe holurile spitalelor și unii erau în lacrimi de fericire, chiar le schimbaseră toată ziua cu un zâmbet, cu un momențel, cu o floricică, chiar le poate schimba șederea la spital. Și suntem foarte bucuroși că o să facem și noi asta.